Asta numai mă puțin, închiria pe mine. numai puțin. Dar lăsați-l pe Sfântul Ardealul în pace, adică vă rog discutați. Ce Sfântul? Curva Ardealului! Arsenie Boca, curva Ardealului! Nu, vă rog frumos. Nesimțitul și diavolul Ardealului! O să vă ridicați toată Boca. Comunitatea Ortodoxă în cap, domnule Ianoș. Nu e bine, domnul Ianoș, nu vă face bine. Toată comunitatea Ortodoxă în cap, domnule Marian Ianoș. Fii tu sfânt, că mai mare perversitate ca la ortodoxie nu există, mai nu oameni. Nu v-a făcut nimic. Opriți-vă odată, borfașilor. Domnul Terminați Ianoș. Odată cu sfinții voștri. Corvoți niște curve și niște curvari. Două secunde, domnul Ianoș, mai opriți-vă puțin. Nu trebuie, domnul, sfinții voștri nenorociți. Stați puțin, domnul Ianoș. Faceți un ceai fierbinte de ciorapilor și veți liniștiți, dar lăsați-i de pasă. Ce-au făcut popa, popovicela, pomovaș, care s-au culcat? Domnul Ianoș, faceți. Dar lăsați-ne odată pe noi pocăiți în pace. Ce sunteți atâta de nesimțiți? Opriți-vă odată să mai faceți slajduri împotriva noastră. Domnule Ianoș, faceți un mare păcat. Nu ți-e rușine. Între cinci bărbați vii tu hoșmalau ca aici să ce? Du-te lângă bărbatul tău în pat acolo, să-ți fie rușine. În miezul nostru stai cu noi. Domnul Ianoș, puteți intra chiar acum pe canalul de YouTube. Care du-te, mă! Nu mă faci să spun ce fac eu pe canalul tău de YouTube. Pe canalul tău de YouTube recomand la toți creștinii să facă pipi. Pe canalul tău de YouTube. Aia să facă nesimțit tot ce ești. Du-te și spulcă-te lângă bărbatul, tu nu mai umblat după connector. Lasă-l în pace, care și el familie. Te dai la connector și la toți popii nesimțiți de pe internet. Nu-ți rușine. O să vă rog să-mi aduceți și niște dovezi în sensul ăsta, domnule Ianoș. Vorbiți de moaște, de oameni, de toate, dar de pocăință. Domnule Ianoș, o să vă rog să-mi aduceți și niște dovezi. Nu-ți rușine, mă, tot vorbești atâta pe internet, pe mine. Eu pe dumneavoastră? Mizerii umane ce sunteți. Da, ai făcut și emisiune cu mine. M-ai și pus pe internet. Pe cum pentru că mă jigniți, domnule Ianoș. Că de mine nu scapi, am de 50 de ani. Pocăiește-te, nenorocito, lasă oasele țare, domnule Ianoș. Nu pe imediat o să ieși și ea. Lasă oasele și lasă curvaria de sfinți ai voștri care au crăpat, eu luat dracu-n iad. Domnule Ianoș. Ustre vă, domnule, să vă nu se dă ghicitori ce sunteți. Mă amenință, Marian, diavolul, nu eu.